Radio Vocea Speranței în data de 22 februarie este marcată ziua mondială a encefalitei, cu rolul de a conștientiza ce înseamnă această maladie neurologică. Discutăm în emisiunea ProSănătate de astăzi despre encefalită cu doamna Svetlana Hagiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul de Pediatrie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Stimată doamnă profesor, bine ați revenit și mă bucur să vă revăd! Bună dimineața, dragă Angela, mă bucur și eu că am revenit la dumneavoastră. Bună dimineața, dragi ascultători, sper că sunteți cu atenția maximă astăzi pentru a audia o problemă atât de importantă care se întâlnește nu atât de rar printre populația noastră. Vă rog să ne faceți o privire pe ansamblu, ce reprezintă encefalita și cum afectează ea creierul. Deci encefalita, să știți că este o problemă destul de mare pentru, pentru, persoane. Nu, în zadar astăzi am îmbrăcat port această culoare roșie. De fapt, atunci când este vorba despre encefalită, se aprind stegulețele roșii, ard deoarece arde creierul. Encefalita este Determinată de un proces inflamator care are loc la nivel de parenhim cerebral, este de fapt o umflare a creierului. Inflamația creierului, care determină diverse simptome, diverse complicații, se întâlnește cel mai frecvent la copii și în special la copii de vârstă mică, dar și la adulți în vârstă și la persoanele care au o imunitate slabă. Deci... Contaminarea cu oricare din infecții, că encefalita este provocată de foarte multe, mulți agenți patogeni, printre care și virusurile și bacteriile, dar se întâlnesc și forme de encefalită autoimună, atunci când creierul se face sensibil la una din proteinele mici, care de fapt formează autoanticorpi cu tropism sau cu uh, predispoziție, predilecție către a distruge țesutul cerebral. Uh, encefalita se întâlnește în toate perioadele anului. Uh, una din cele mai frecvente forme este encefalita sporadică, determinată de virusul Herpes, Herpes simplex. Această tulpină provoacă encefalite foarte severe, cu necrotizarea creierului, cu distrugerea creierului, uneori cu sechele neurologice severe, cu deces și, după cum am spus, se întâlnește frecvent la copiii de vârstă mică, care au o imunitate slabă și la adulții în vârstă. Dar se întâlnește și la alte vârste, în funcție de starea de imunitate. Dacă imunitatea este slabă, în special la persoanele cu hepatita A, hepatita B, C, la persoanele cu HIV, SIDA, se întâlnește destul de frecvent. Dar, practic, majoritatea dintre noi a contactat acest virus herpes simplex 1 sau, sau depinde foarte mult de imunitate și de cum este pregătit organismul să lupte cu acest virus, probabil în special herpesul. Noi vorbim acum despre herpes, herpesul da. simplex. Noi suntem gazda acestui virus. Da. Practic el se regăsește în organismul nostru. El este alături de noi în permanență și atunci când starea de imunitate scade, acest virus se reactivează. Se reactivează, țesutul cerebral este unul din cele mai favorabile locuri pentru dezvoltarea virusului. Și atunci când mai ales apare acest herpes simplex frecvent, pe buse este vorba despre herpesul labial sau în ureche herpesoticum este destul de grav da. sau în ochi herpesul oftalmic, atunci riscurile pentru contaminare, pentru dezvoltarea encefalitei sunt foarte mari. Și în aceste cazuri trebuie foarte rapid să ne adresăm la medic și să facem un tratament profilactic pentru encefalită. Ce înseamnă tratamentul profilactic? Administrare de preparate antivirale, atunci când deseori apar aceste semne clinice de herpes simplex sau herpesul zoster, la fel este un factor provocator, un agent provocator pentru dezvoltarea encefalitei herpetice. Deci în aceste cazuri trebuie să facem un tratament pentru a crește imunitatea, pe de o parte, de altă parte, pentru a face o profilaxie a acestor encefalite. Semnele de apariție sau da. simptomele când apare herpesul pe regiunea feții, ne vorbesc despre o imunitate slabă. Și atunci trebuie să facem toate măsurile de prevenție a dezvoltării unei encefalite herpetice. Voastră mi-ați spus acum și mi-am adus aminte un caz recent în toamnă, a avut loc în România, o mămică cu herpes la buză și a sărutat bebelușul pe buze când herpesul se manifesta și copilul a făcut encefalită și chiar a decedat. Da. a fost da. Așa un caz Este foarte grav această infecție pentru bebeluși, din motiv că la ei imunitatea nu este formată și atunci părinții care dezvoltă herpesul labial trebuie să fie foarte, foarte atenți, fiindcă la copii această infecție nu se manifestă prin herpes labial, dar afectează îndată creierul. Și atunci creierul fiind un teren foarte predispozant pentru dezvoltarea acestui virus foarte rapid se necrotizează. Sectoare mari de necroză apar în creier, foarte rapid ajungând aici virusul, foarte rapid se dezvoltă și distruge creierul. Și atunci are loc formarea sau dezvoltarea unei encefalite necrotizante care duce la complicații severe sau la deces. Care sunt simptomele pe care le pot recunoaște persoanele ulterior medicii și cum diferențiem aceste simptome de alte maladii neurologice? Simptomele sunt foarte, foarte variate, variază în funcție de vârstă, de vârsta copilului. La adulți sunt la fel ca și la copii după vârsta de 5 ani, dar la și bebeluși, primele simptome care apar și care trebuie să fie neapărat elucidate și luate în luate ca bază pentru adresare rapidă la medic este plânsul. Plânsul în continuu, copilul își schimbă stare de somn veche, practic nu doarme toată noaptea. Este un plâns stringent, eu îi spun țipăt cerebral. Atunci când se dezvoltă o infecție de acest gen, encefalita, apare un sindrom brusc, rapid, uneori fulminant, de hipertensiune intracraniană. Deci crește cantitatea de lichid în creier și atunci se dereglează perfuzia creierului și apare acea cefaleie, acea durere de cap, care este foarte, foarte pronunțată și un copil mic nu poate să ne zică că să ne spună că îl doare capul. Și atunci el ce face? Plânge. Plânge în continuu. La început plânge, după aceea se face somnolent. Un alt semn, sigur că este febra. Bombarea fontaneli sau a fontanelilor, dacă sunt deschise mai multe bomba, fontanele, crește presiunea intracraniană și se bombează fontanela, apar vomile, apar, apare greața, copilul refuză alimentația, devine apatic și pe parcurs simptomele progresează, se dezvoltă convulsiile și copilul intră într-o stare de comă. Și atunci când se dezvoltă coma, este foarte complicat ca acești copii să mai fie gestionați în continuare, deoarece ei au nevoie și de suport respirator și de suport cardiovascular, se dereglează toate funcțiile organismului și atunci este nevoie, poate câteodată, de, de făcut un control al respirației prin intubația copilului. La copiii mai mari, simptomele sunt manifestate prin cefalee. copiii mai mari ne spun că îi doare capul, doar că părinții trebuie să fie foarte atenți și responsabili de simptomele care apar la copii în cadrul unor infecții și să nu le pună pe seama gripii sau pe seama unor răceli. Dacă copilul zice că îl doare capul, și această cefalee este foarte intensă, trebuie să se adreseze la specialist. Alte semne sunt febra, uneori agitația, alteori tulburările comportamentale, alteori somnolența, durerile musculare, durerile articulare, vedeți, sunt cam și ca și la orice răceală, ca și la orice de Deci da. trebuie să fim foarte atenți la cefaleia care se asociază cu alte simptome. Oboseala, lipsa poftei de mâncare, de fapt cam aceste semne apar și la adulți. Și nu întotdeauna encefalita are o formă foarte gravă, să știți. Da. Se întâmplă rar când encefalita este extrem de gravă și aceasta sigur că depinde de virulența uh, infecției care am contaminat-o și dacă, de exemplu, um, a venit un pacient cu o careva infecție și cu semne de encefalită, nu putem spune întotdeauna care va fi parcursul acestui pacient, că nu cunoaștem încă care este germenul provocator a acestei infecții. La adulți, primele simptome sunt manifestate la fel prin cefaleie. Cefaleie, agitație, după care se schimbă în somnolență, la fel dureri articulare, dureri musculare și la adulți tot trebuie să fim foarte atenți, fiindcă și adulții pot dezvolta forme severe. Cele mai grave forme totuși sunt uh, determinate de encefalita herpetică, encefalita de căpușă, uh, encefalita prin mușcătură de țânțar, uh, uh, polioencefalitele. Uh, sunt, uh, în general, se descriu encefalitele primare și encefalitele secundare. Encefalitele primare sunt determinate de unele infecții care afectează direct creierul. Este vorba de virus, bacterii, encefalitele secundare se dezvoltă mai frecvent atunci când este de vorba despre o infecție în altă regiune a corpului și se formează niște autoanticorpi, niște proteine care indirect distrug creierul și atunci se dezvoltă encefalita secundară. Dar, de fapt, se descriu foarte multe tipuri de encefalită, pe lângă encefalita primară și secundară, se mai descrie și encefalita limbică, care afectează un sector anume al creierului, este o encefalită focală, care poate să se manifeste nu neapărat prin cefaleie, se manifestă prin tulburări emoționale, prin tulburări comportamentale care sunt în progresie. Iată, în infecția cu COVID-19, deseori se întâlneau aceste tipuri de encefalită, encefalita limbică sau encefalită autoimună, encefalită rasmusen, care este la fel provocată de. este o encefalită autoimună și apare ca rezultat afectării creierului de unele mici proteine care dezvoltă niște autoanticorpi cu tropism sau cu predilecție către creier și destrug în acest fel creierul. Este foarte grav când encefalita nu este recunoscută la timp. Da. Și atunci încurcăm semnele de meningită cerebrită cu cele ale encefalitei. Pentru meningită este clasică cefaleia, durerea de cap. Acele semne clasice de semne meningiene, care de obicei le verifică medicii și modificări în lichidul cefalorahidian. Deci aceste să este treada clasică a meningitelor. Encefalita, deci neapărat ne va afecta starea de conștiință. De la excitație psihomotorie, inhibiție, după care se dezvoltă starea comatoasă. Deseori în cadrul encefalitei se dezvoltă convulsiile, ceea ce nu este caracteristic pentru meningite. Deci, diagnosticul diferențial între aceste tipuri de patologii se face deseori. Prin, prin diferențierea simptomelor clinice prezente, deci în encefalită neapărat afectarea stării de conștiință și prin examenul lichidului cefalorahidian, dar neapărat și prin examene imagistice. Rezonanța da. magnetică nucleară este una din modalitățile de diagnosticare a encefalitei e, prin rezonanță magnetică nu vom putea depista germenul provocator, dar vom vedea că este vorba despre o inflamație a creierului și trebuie să ne descurcăm foarte bine care este motivul că s-a dezvoltat această inflamație a creierului. Să știți că encefalita se întâlnește cu mult mai frecvent decât este diagnosticată. În foarte multe cazuri rămâne nediagnosticată și nerecunoscută, mai ales în cazurile ușoare când evoluează cu cefaleie, când evoluează cu tulburări comportamentale. Neapărat aici părinții, dacă este copil sau un adult, nu mai atrage atenția. Are o cefaleie pe o perioadă mai lungă de timp, iată, în cadrul pandemiei cu COVID-19. Știți că la foarte mulți pacienți, undeva peste o săptămână, două după parcursul după ce a evaluat această infecție, aveau cefalei foarte pronunțate. Da. Unii pacienți spuneau că eu nici nu pot să mă culc. Când exact. mă culc în poziție orizontală, cefaleia se agravează foarte mult. De deci ce? Crește presiunea intracraniană foarte mult. Se dezvoltă un sindrom de hipertensiune intracraniană major. Și atunci ei ce fac? Veneau mulți pacienți și spuneau că mă ridic și stau în așezate. Deci dorm pe Așezate. De ce? Din motiv că în poziție orizontală crește foarte mult presiunea intracraniană. Și atunci despre ce este vorba? Despre o inflamație a creierului. Părerea mea că foarte mulți pacienți care au avut aceste simptome, care au, au suportat COVID-19, au dezvoltat o encefalită. Dar cine a diagnosticat această encefalită? Nu s-a diagnosticat. Ei primeau niște ca preparate așa care se, le cupau cât de cât durerea, niște preparate antiinflamatoare și unii care erau mai puternici, cu o imunitate mai puternică, au depășit. Depășit au trecut peste, peste această encefalită. Alții au nimerit în acele săli de e, terapie intensivă, în stare gravă, pentru niște complicații severe, dar în cadrul encefalitei, pe lângă faptul că se distruge creierul, se necrotizează creierul, se poate dezvolta mai ales în cadrul encefalitei herpetice sau encefalita din gripă. Se poate dezvolta hemoragiile. Se, se dezvoltă hemoragiile în creierul, așa cum a avut loc și în cadrul acestei infecții cu COVID-19. Deci, mulți pacienți care decedau făceau niște accidente vasculare și deseori erau hemoragice. Da, din ceea ce ne spuneți dumneavoastră mi se pare o maladie foarte complicată și periculoasă. Vreau să vă întreb despre complicații. Ce complicații pot apărea la maturi, dar ce complicații pot apărea la copii, pentru că creierul lor este încă în proces de dezvoltare, sinapsele se dezvoltă și din ceea ce mi-ați spus cu simptome și manifestări, parcă se stopează tot. Ce se întâmplă mai departe, în dependență de gravitatea bolii, cât de, cât de rău poate fi? Deci, în funcție de gravitatea bolii, e sigur că complicațiile sunt foarte severe, de la complicații ușoare la complicații foarte grave. E, sigur că cea mai, mai, mai gravă complicație este decesul, fiindcă encefalita deseori prezintă un risc vital major dar complicațiile pot fi de la tulburări comportamentale și la copii și la adulți, începând de la tulburări comportamentale, la tulburări de uh, emoționale, tulburări de cognitive, în continuare tulburări de învățare, acești copii pot dezvolta și tulburări senzoriale, pot dezvolta tulburări de vedere, tulburări de auz, tulburări de mișcare, parezie, paralizii, copiii, deseori mai ales copiii până la vârsta de șase luni, care au dezvoltat encefalite, pot prezenta în continuare tetraplecii spastice. Adică acele forme severe de tulburări de mișcare care îi stigmează pentru toată viața și rămân în consecință cu scaunul, cu rotile, dacă sau au țintuiți la pat. Alte complicații sunt epilepsiile. Deci în cadrul acestei patologii, mai ales când se distruge creierul, creierul devine foarte, foarte susceptibil pentru dezvoltarea sau unei epileptogeneze și atunci apar crizele, se dezvoltă epilepsiile structurale, care, de fapt, la fel, stigmează acești pacienți. Alte complicații sunt tulburările comportamentale. Aceste tulburări comportamentale care se asociază cu tulburări psihice în unele cazuri, mai ales frecvente la adulți și de fapt la fel îi schimbă parcursul vieții. Deci, complicațiile depind de uh, regiunea care a fost afectată. Dacă spre exemplu a fost afectat, implicat în procesul patologic cerebelul atunci se pot dezvolta tulburările de coordonare, ataxiile. Dacă a fost implicat trunchiul cerebral, se dezvoltă așa numită rombie encefalită, care implică tulburările de alimentație, tulburările de respirație, cardiovasculare. Deci complicațiile sunt foarte largi în funcție de sectorul afectat Crierul. al creierului da, în funcție de dimensiunea 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 afectării și de locul afectării și atunci sigur că da, uh, consecințele, sunt da, consecințele sunt foarte mari și parcursul se schimbă parcursul vieții acestor pacienți, se schimbă calitatea vieții da. Spuneți-mi vă rog dacă tratată sau depistată la timp encefalita, poate fi tratată corespunzător. Cât de optimiste sunt tratamentele, ca pacientul să-și revină în totalitate la viața pe care a avut-o, să nu rămână sechele prea mari? Și dacă sunt cazuri când se ajunge la intervenție chirurgicală, pentru că ne-ați spus că la propriu se inflamează creierul? Din, a, așa am înțeles corect, că da. la propriu, da, intervenția chirurgicală atunci când trebuie de făcut o decompresie, da? când este vorba da, despre am un risc de angajare a dacă creierului. se ajunge și la asta Dacă sau... se ajunge și la asta, atunci da, sigur că riscurile și pentru intervențiile chirurgicale în aceste cazuri sunt foarte mari. Sigur că cu cât mai rapid se depistează semnele care asociază encefalită, cu atât mai bun este pronosticul, dar am început că de la faptul că encefalitele sunt provocate de foarte mulți germeni patogeni, depinde de germenul patogen, depinde de virulența infecției și niciodată nu putem cunoaște cu foarte bine care va fi pronosticul și care va fi evoluția bolii, ne cât la acest lucru cât mai rapid pacientul se adresează, cu atât mai mult noi putem să-l ajutăm. Să știți că atunci când este vorba despre o encefalită, noi, cumva, medicii, suntem foarte rezervați cu privire la pronosticul bolii, dar, totodată, există foarte multe remedii în prezent. Cum să spun remedii? Remedii mai, mai așa, mai... Um, direcționates către encefalitele herpetice, fiindcă da. preparatele antivirale sigur că ne ajută foarte mult, aciclovirul se va administra chiar la cea mai mică presupunere a diagnosticului. Atunci când este vorba despre un pacient care face febră până la 40, ne prezintă tulburări de conștiință și convulsii, prima la ce ne gândim este encefalita herpetică și atunci aici insistăm cu preparatele antivirale, dar la fel există și alte preparate antivirale puternice care se administrează atunci când este vorba despre encefalită, neapărat pentru a Ajuta la rezolvarea acestui sindrom inflamator, corticosteroizi sunt indicați în această patologie și fluidele, dezintoxicarea, dacă este nevoie, suportul respirator, suportul cardiovascular, neapărat și sigur că. Îngrijirea pacientului este foarte importantă. În formele ușoare, encefalita se poate trata în câteva zile până la o săptămână. Sunt cazuri când pacienții au nevoie de tratament luni de zile. Sunt cazuri când virusul poate să persiste ani de zile. De ce? Că de fiecare dată este vorba despre un tratament în funcție, un tratament simptomatic în funcție de starea pacientului, de simptomele prezente. Atunci când copiii dezvoltă convulsii, se administrează preparatele antiepileptice, anticonvulsivante, dar sigur că se ajunge și la cazuri când creierul este atât de mult inflamat, că se deplasează către gaura occipitală și se poate angaja. Și pentru a evita riscul de angajare, în unele cazuri este nevoie de efectuat decompresia creierului. Este o procedură destul de severă și nu întotdeauna este indicată, mai ales atunci când starea pacientului nu permite, când este într o comă profundă, este o contraindicație de a efectua această intervenție. deci pacienții care prezintă encefalită, au nevoie de o intervenție multidisciplinară, neapărat ca acești pacienți, atunci când se internează, au nevoie de consultul reanimatologului, neurologului, neurochirurgului, oftalmologului și altor specialiști care trebuie să intervină fiecare cu partea lui în tratamentul acestor copii există, vroiam să zic că în prezent s-au activat foarte mult diverse infecții da. una din infecțiile care s-a activat foarte mult este rugeola da. care este foarte periculoasă at atât pentru copii cât și pentru părinți din motivul că poate contribui la dezvoltarea encefalitei și dacă encefalita în cadrul rugeolei este acută poate fi tratată simptomatic cu diverse tipuri de preparate, dar în cazurile când uh, uh, acest, uh, această infecție se sedimentează undeva în țesuturi, poate contribui la dezvoltarea unei encefalite foarte severe peste ani de zile după ce pacientul a suportat uh, rugeola. Este vorba de panencefalită, așa da. numită pan panencefalită Van Bogart, care nu are tratament și de fiecare dată duce la decesul pacientului. Și aceste cazuri s-au întâlnit cu mulți ani în urmă, când a bântuit această infecție printre populație, de deci, ce rugămintea mea este foarte mare să se facă vaccinarea. Vaccinarea pentru rugeolă este foarte importantă pentru profilaxia nu numai a encefalitiei acute, dar și acele encefalite care se dezvoltă peste o perioadă de timp de la un an până la 5, chiar și 10 ani, atunci când pacientul a suportat această patologie. Și alte boli exent, exantematoase, alte patologii care ne pare nu, că nu sunt atât de grave, cum este orionul, varicela, da. Uh, uh, mușcătura de câini, de exemplu, rabia, la fel pot dezvolta encefalitele severe care conduc la decesul pacientului. Deci, în prezent, există vaccinurile care ne ajută da. foarte mult pentru profilaxia acestor infecții. Cu părere de rău, în prezent a scăzut foarte mult vaccinarea. Da, rata vaccinării. Și, da, și scăderea acestei rate a vaccinării câteodată este... Să știți că deseori și medicii sunt responsabili de, de această situație epidemiologică care s-a dezvoltat în prezent, deoarece contraindicațiile trebuie să fie întotdeauna foarte argumentate și nu trebuie să existe o contraindicație pentru vaccin. Este o amânare a vaccinării atunci când copilul are probleme de sănătate și nu ne-am descurcat în această problemă. Și atunci vaccinul poate cumva să, cumva să agraveze starea unei boli. Spre exemplu, eu spun despre epilepsie. Da? Da. Atunci când copilul dezvoltă o, o, epilepsie și are crize frecvente care nu sunt controlate medicamentos, sigur că nu îl vom vaccina. La moment, dar din momentul când am administrat tratamentul antiepileptic și crizele sunt controlate, putem vaccina acest copil. La fel și în alte situații și în alte boli. Am oprit cumva, am stopat boala, am îmbunătățit starea pacientului și îl vaccinăm, nu așteptăm, nu așteptăm ca să se dezvolte aceste infecții care își au repercusiuni nu numai în timpul apropiat, dar și la distanță. Doamna profesor, în final, care este mesajul dumneavoastră pentru populație de ziua mondială a encefalitei? Da, în general să știți că Ziua Mondială a Encefalitei este o foarte bună oportunitate ca să ne trezim cu toții. Să fim alături de acei pacienți care au suportat encefalită, să-i susținem. Dar, pe de altă parte, este și o metodă, un model sau un mod de conștientizare pentru toată populația pentru profesioniștii din domeniu, dar și pentru acei care se ocupă de politicile de recunoaștere precoce și de tratament a acestei patologii. Părinții sunt, trebuie să fie foarte responsabili de tot ce se întâmplă cu copiii lor și atunci recunoașterea la timp a simptomelor clinice face ca acești părinți să se adreseze la timp la camera de gardă, la secțiile de urgență medicală pentru a verifica ce este cu copilul meu, ce se întâmplă cu copilul meu și dacă ne-am adresat la timp și atunci când simptomele sunt foarte vădite pentru această patologie, chiar dacă este vorba și despre o encefalită autoimună, care ne pare că nu are tratament, dar în prezent sunt imunoglobulinile care ne ajută să depășim această boală, sigur că copilului îi va face bine. Deci, recunoașterea și adresarea la timp este cel, cel mai important mod de a face profilaxia acelor complicații severe care pot să schimbe parcursul vieții unui copil și pot să, să, schimbe, să schimbe calitatea vieții pacientului. Exact, da. da adresarea la timp, cheia succesului. Cheia succesului, da. Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc că mari succese în ceea ce faceți dumneavoastră, multă sănătate și timp ca să le reușiți pe toate. Eu vă mulțumesc foarte mult și sigur că aici motivația medicilor contează foarte mult. Să nu vă întristați niciodată atunci când aveți în fața dumneavoastră, când s-a adresat un pacient la care ați suspectat prezența unei incifări. Valite, foarte multă motivație, gândire pozitivă că va fi exact. bine și să ne includem, să ne implicăm maximal în acest caz cu toate gândurile noastre bune și cu toate cunoștințele pe care le-am acumulat pe parcursul activității noastre. Succese mari. Vă mulțumim. și realizări frumoase tuturor medicilor și tuturor pacienților care se adresează cu această patologie. Vă mulțumim. mulțumesc și vă doresc succese mari în continuare! Mulțumim mult! Dragi prieteni, am discutat astăzi despre encefalită cu doamna profesor Svetlana Hagiu. Vă aștept cu drag și data viitoare. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Numai bine! Radio Vocea Speranței.